Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Un Bun. În anul 2003, astăzi, cum ar fi în 20 martie, la primele ore ale dimineții, Statele Unite, Marea Britanie, Canada, parcă și Franța, pentru că prin legiunea străină era și ea, încep operațiunile militare în Irak. Și prin asta l-au dat jos pe Saddam și a fost început al doilea război din Irak. Ce este important la acest lucru? Cu ce ne-a afectat pe noi? Am citit o carte scrisă de John Perkins, numită Confesiunile unui asasin economic. O găsiți pe net, puteți face comanda, nu este foarte scumpă, 10-12 lei, 20 de lei maximă. Am văzut că și-a upgradat omul cartea și a scris noile confesiuni ale unui asasin economic, deci a mai scris încă. Despre ce este vorba? John Perkins, uite, hai să-l căutăm pe net și să nu vorbim doar simplu. Vedeți că pe YouTube este cu traducere în românește un filmuleț la vreo 26 de minute. John Perkins, Confesiunile unui asasin economic. Foarte frumos și cu imagini și cu toate. Îl puteți descărca filmulețul, puteți vedea. John Perkins fiind un Perkins, John Perkins. Așa, uite așa. Hai, așa. Uite. John Perkins a fost un economist care a lucrat la o multinațională care implanta subjugarea, după vorba lui, subjugarea statelor sub un nou imperiu colonial mondial. Și spunea așa în cartea lui Confesiunile unui asasin economic. Dacă au existat imperii de totdeauna, deci nu putem să luptăm acum noi oamenii și să spunem, băi, să nu mai fie niciun imperiu. Nu. Imperii au fost din toată istoria lumii. Și eu, ca profesor de istorie, vă pot spune, peste tot au fost imperii. În toată lumea. Astăzi asistăm la nașterea a două, trei imperii, unul mai important ca celălalt, se copie între ele ca mod de agresiune asupra victimelor și unul din imperiile de astăzi este Imperiul Occidental, cu cele două fațete ale sale. Are două moduri, două capete ca Cerber. Unul este modelul anglosaxon promovat de Statele Unite și unul este modelul renan promovat de Germania și Uniunea Europeană. Aici am putea atașa Japonia. Este pe model renan Japonia, nu pe model al Statelor Unite. Modelul occidental, Imperiul Occidental, este așa, bicefal. Alt imperiu care se naște este califatul. Poate ațițat acest califat de către Imperiul Occidental, poate și de alte puteri, dar este califatul. Cu tot ceea ce se întâmplă în zona islamică. Cu imigrație, cu războaie,
cu tot ceea ce ține de cultura islamică. Alt imperiu este Imperiul Chinez. China se ridică exact ca un imperiu. Astăzi este la concurență cu Imperiul Occidental, cu cele două capete ale sale. Și alt imperiu care există este Rusia. Restul sunt mici viceregate. Brazilia, ce mai vorbim așa ca puteri medii, pe aici India, Coreea de Sud și alte zone, Turcia. Turcia încet, încet intră în califat. Dar Turcia riscă astăzi, ca politică externă, așa mă refer, mă uit, riscă să fie înghițită de către cele două imperii, cel occidental, cu ambele capete, că și Germania și Statele Unite doresc din zona aia, doresc energie, asta doresc. Și Rusia, care dorește și ea energie. Rusia nu dorește energie pentru sine. Rusia dorește energie pentru îmbogățire și pentru menținerea la puterea acelor a clasei oligarhice care este la conducerea ei astăzi. Putin este doar vârful icebergului. Este doar farul. Este doar împăratul. Dar împăratul niciodată l-a condus singur, totdeauna a avut o familie, o castă, un grup, o camarilă, un grup de aristocrați de care s-a sprijinit și pe care i-a folosit. Și bineînțeles, aristocrații au reprezentanți la curtea împăratului, miniștri din familiile lor, ei, acești aristocrați de astăzi nu mai sunt aristocrații vechi, al vechii Rusii cu țar, ci sunt oligarhi. Un fel de baron local, cum le numim noi astăzi. Numai că la nivelul lor este mult mai mare. Nici nu putem discuta. Bun. Statele Unite reprezintă și cu Marea Britanie, ele împreună așa, reprezintă un cap al cerberului occidental. O formă de conducere globală. O formă de a institui un tip de imperiu global. Globalizarea se face și forțat. Noi, România, și noi români, nu putem să ne punem cu aceste imperii de niciun fel. Pentru a ne menține statalitatea, pentru a ne menține economia, pentru a ne menține ființa națională, pentru a ne menține noi pe noi, trebuie să fim foarte diplomați și trebuie să fim foarte înțelepți. John Perkins, în cartea sa Confesiunile unui asasin economic, vorbește despre modul cum Statele Unite, din punctul lui de vedere, dar nu ca stat, ci ca și corporatocrație, cum a numit-o el. Deci, statul America este el însuși un instrument al corporatocrației. Sunt corporații care conduc. Președintele, guvernul american, sunt doar niște instrumente pe care aceste corporații le folosesc.
folosesc și altfel de instrumente. Și ei folosesc trei tipuri de asalturi. Un asalt este prin găsirea unor cozi de topor în interiorul națiunilor unde corporațiile găsesc resurse care trebuie exploatate. În favoarea lor, bineînțeles, nu în favoarea popoarelor de acolo. Corporația trimite agenții. Agenții trebuie să găsească cozile de topor care să înrobească poporul cu proiecte grandioase. Autostrăzi, baraje, armament, orașe. Dar nu este rău că se facă autostrăzi, nu este rău că se înarmează sau nu este rău că un stat se dezvoltă. Numai că modalitatea prin care ei fac acest lucru este mult mai, nu este pentru dezvoltarea regiunii, ci este pentru îndatorarea pe vecie sau pe o perioadă de timp foarte mare a acelui popor. Adică, și noi o tragem astăzi, adică Bechtel, da? Construiește autostrăzi. Le face foarte scump. Găsește cozile alea de topor în poporul ăla, în conducătorii acelui popor, prin care să facă acele autostrăzi foarte, foarte, foarte scump. Dacă le face, uite, în cazul nostru nu le-a făcut. Făcându-le foarte scump, cozile de topor sunt vinovate aici. Cozile de topor sunt vinovate aici. Oamenii vin să găsească acele cozi de topor. Cum îi găsește de repede? Nu mai trebuie război. Cozile de topor vor îndatora poporul. Plata se va face cu exploatarea resurselor. Se vor construi orașe, se vor construi autostrăzi, se vor construi de toate. Ceaușescu s-a îndatorat așa, la FMI și Banca Mondială, pentru dezvoltarea economică a României, pentru industrializare. Foarte bine a făcut, a făcut foarte multe locuri de muncă. Ce n-a făcut bine Ceaușescu? Că n-a continuat acest regim. În momentul în care nu mai vrei să mai fii prins, pus la ștecher, ce fac corporațiile? A, nu mai vrei să lucrezi cu noi? Nu. Te dăm jos. Eliberează zona de lideri care nu sunt fideli în continuare. Și avem președinte a Ecuadorului asasinat, președinte a Panamaului. Avem, uite, cazul Irakului ceva un pic. Uite, președintele Ceaușescu asasinat și el. O revoluție, o chestie. Deci sunt decapitați sub diferite forme. Știați, dragii mei, toți au auzit de Revoluția Română din 1989, dar știați că ea a fost mediatizată atât de mult pentru ca să se ascundă, de fapt, ocuparea Panamaului de către Statele Unite? Deci, Republica Panama a fost cucerită cu arma. Armata Statelor Unite au debarcat acolo pentru că voia președintele ei să naționalizeze canalul Panama, să-l dea țării, poporului, să-l exploateze ei, Panama, și nu corporațiile care au construit acel canal. Cumva nu mai era de acord cu vechiul contract prin care tu, ca stat Panama, pe teritoriul țării tale să meargă canalul, chit că a fost construit acum aproape 200 de ani de către Statele Unite, la 1800 și ceva, nu mai știu când. Oricum, în secolul XIX, la sfârșit de secolul XIX, s-a construit canalul Panama.
Britanicii au construit canalul de Suez. Statele Unite au construit canalul Panama. Chit că acele corporații au construit acel canal, exploatarea lui o fac tot corporațiile. Ori oamenii din Panama vreau și ei cotă parte. Poporul de acolo a muncit. Corporațiile au venit cu excavatoare și cu tehnica. Poporul a muncit. Pe teritoriul ăla e. Te folosești de liniile de transport pentru ce? Uitați-vă la războiul din Siria de astăzi. Da? Pe acolo trece una din resursele importante ale energiei planetei. Gazul și petrolul din Irak. Unde trece și unde se duce? În Europa. Celălalt cap al Imperiului Occidental. Cine vrea să fie la butoane? Nu este vorba, deci petrolul și gazul este produs de Iran, da? Și Irak, din zona aia. Trece prin Siria, trece prin Turcia și ajunge în Europa. Germania consumă cel mai mult de acolo. Dar și noi putem consuma. Petrolul și gazul au un preț. Sunt vândute consumatorului la alt preț. Diferența este transportul. Cine ar fi trebuit să câștige? Păi poporul sirian, sirienii. Cine ar trebui să câștige? Turcii și toți care intră pe zona de transport. Cine conducea în Siria? Păi cine conducea? Că acum este cu rușii. A, dictator. Păi cine să aibă putere? Păi cine să aibă bani? Păi noi, corporațiile. Care corporații? Păi atât corporațiile americane și englezești, cât și corporațiile germane, cât și corporațiile rusești. Că nu credeți că Putin s-a dus cu armata acolo și cu mercenari și cu avioane și cu de toate și sprijină pe Assad pentru nimic? Că vrea să elibereze el creștinii? Sau că vrea să ce? Să instaureze pacea acolo sau Putin și pacea. Nu. Vrea și el o felie de cașcaval. Ce spune? Germania, îți trebuie gazul, da? Nu mai vrei să mai iei de la mine. Te înțeleg, la mine e scump. Nu-i nicio problemă. Hai să iei din Iran tot de la mine. Și a început războiul. Războiul este pe resurse. Războiul este pe putere. Corporatocrația asta ce face? Dacă găsește coada de topor, foarte bine, zice mulțumesc. Îndatorează poporul și după aceea exploatează resursa. Eventual ne mai construind marile proiecte de care era vorba. Sau le construiește, dar foarte scump. Nu găsește cozile de topor sau coada de topor se întoarce. Am prezentat. Sunt dați la o parte. Asasinați, dați politic la o parte, dar dur, să se vadă că cu așa ceva nu se lucrează. Nu cumva ești infidel corporatocrației. Gen Ceaușescu, dați la o parte ei, că a venit Iliescu, Roman și grupul lor, care au îndatorat țara. Vă dați seama, înainte de Revoluție, noi nu aveam niciun fel de datorii la Fondul Monetar Internațional. Mai bine aveam. Mai mici, dar le aveam. Ceaușescu putea să ia în continuare, să fie dator la Fondul Monetar Internațional, să-și retehnologizeze întreprinderile și să exporte. Aici trebuie să știi să fii exact un atlet pe sârmă, pe sârma economiei mondiale. Aici. Dar nu a știut să fie. Și a vrut să se bată cu pumnul în piept că vrea să fie el cel, să-și facă el o bancă, să fie el cumva purtător de devize la Fondul Monetar Internațional. Adică să
să împrumute și el, să fie și el unul din împrumutători, nu din împrumutați. A plătit cu capul. Dacă nici așa nu se face treaba, adică și cel care vine, a înlocuit Ceaușescu, da? Nici ăla nu vrea, se face război atunci. De exemplu, cum a pățit-o Saddam Hussein, sau cum o pățește Assad, sau cum a pățit-o Musharraf în Egipt, sau cum a pățit-o Gaddafi. Și putem spune cum cred că va păți și Kim Jong-un. Până la urmă, Kim Jong-un trebuie să ajungă la un compromis cu corporatocrația americană. Nu va ajunge la compromis, va cădea. Poate e mai bine pentru poporul lui, poate nu, nu se știe. Oricum, este mai bine pentru poporul corean să fie unit. La fel cum și mai bine pentru poporul român să fie unit. Discutam mai zilele acestea cu cineva și spunea persoana destul de intelectuală și așa spunea, băi, nu-i bine dacă nu prea aș vrea să fie Basarabia unită cu noi, pentru că și așa suntem cu picior în groapă, din punct de vedere economic, ne trage în jos. Asta dacă privește în mod negativist. Privește în mod optimist. Acolo se pot construi destule. Construind, faci investiții. Făcând investiții, dezvolți motorul economiei. Dar dacă privești doar atât, că ne trage în groapă, păi orice investiție la un moment dat te poate trage în groapă dacă nu faci bine. Principalul lucru este ca românii să fie uniți indiferent unde sunt pe planetă. Mai ales România trebuie să ajungă din nou România Mare. Ăsta poate să fie un proiect de țară. Ăsta trebuie să fie un proiect de țară. România refăcută, România Mare. Unirea poate să fie făcut, poate fi un proiect de țară. Și atunci vom avea altfel de resurse și dinamism cu care să putem să ne ridicăm. Vorbeam de nivelul 3. Nivelul 3, dacă nici liderii următori nu reușesc sau nu reușesc să fie eliminați, cum Saddam a fost foarte greu de eliminat, avea un serviciu secret foarte important, și nu a fost ușor de eliminat. Se intră cu război. Se intră cu război. Ba că nu este îndeplinită democrația, ba că altele. Uite, de exemplu, o păginuță mică. De ce trebuie exploatat poporul de acolo? Pentru resurse. Indiferent de unde. John Perkins scrie în cartea lui Noile confesiuni ale unui asasin economic, despre Ecuador. Cum a lucrat el acolo? Au făcut mai multe rețele de apă, șosele, autostrăzi, de toate. Dar poporul era asuprit. Ecuadorul era o țară cu mobilitate socială scăzută. Câteva familii bogate, ricos, țineau în mână aproape tot, inclusiv afacerile și politica locale. Avem cumva vreo imagine similară astăzi la noi? Sunt câțiva ricos din ăștia, adică bogați, care țin în mână tot, eu cred că îi vedem în fiecare zi la TV. Agenții lor cumpărau cărămizile de la cărămidari la prețuri extrem de mici. Deci erau oameni care își făceau cărămizi și le vindeau. Deci, agenții lor cumpărau cărămizile de la cărămidar la prețuri extrem de mici și le vindeau cu aproximativ de 10 ori mai mult. Avem la noi o similitudine? Avem. Cum se culege grâul de pe câmp? La hurtă, la prețuri mici, de furaj. Se face aluat și noi importăm, deci se vinde la preț mic. Și noi îl importăm aluat eventual sau pâine la preț foarte mare. Se ia, deci am spus că Occidentul este bicefal, da? Este
capul Statelor Unite și al Marii Britanii și capul Europei, a Germaniei, a Austriei și a Franței. Capitalismul anglosaxon și renan. Sunt două capete a aceluiași puteri, nu vă temeți că este altceva. Ni se ia lemnul, da? S-a despădurit tot, datorită cozilor de topor de la noi, bineînțeles, nu credeți altceva. S-a despădurit tot. Și importăm de la IKEA, da? La firma de mobilă, recunoscută, internațional, foarte bun, dar noi eram foarte buni exportatori de mobilă. Cine la un moment dat a pus mâna pe exporturile de mobilă ale României și le-a dat de gard? Să auzim undeva, cineva numit Cataramă, cumva? Aha. Mai exportăm noi mobilă? Nu? Eu credeam că da. Nu mai exportăm. Și nu la nivelul cum puteam exporta. Nu, noi exportăm buștenii. Lasă, cumpărăm noi mobila mai scump. Deci cam la genul ăsta se ajunge. Un cărămidar s-a dus la primarul orașului și s-a plâns că era exploatat de către Ricos. După câteva zile a fost lovit de un camion și a murit. Deci nu te plângi. Asta e mafia. Dragii mei, este bine să citiți confesiunile unui asasin economic. Dar nu să o citiți pentru ca să credeți că nu mai avem niciun fel de scăpare. Nu. Noi ne putem descurca. Noi putem să avem o scăpare. Prin munca noastră. Prin voința noastră. Prin educația tinerilor noștri. Nu trebuie să ne educăm tinerii ca să fie cumva viitorii sclavi acelora. Suntem deja 4 milioane de oameni care lucrăm în Occident. Și nu lucrăm, dacă am avea 4 milioane de oameni care să lucreze în băncile Occidentului, la vârful instituțiilor financiare occidentale, la vârful instituțiilor economice occidentale. Dar nu este așa. Sunt 4 milioane de români care își rup spinările în Occident. Putem ieși din marasmul ăsta, făcându-ne proiect de țară foarte bun, scăpând de cozile de topor, putem. Trebuie să vrem. Cum putem să facem? Vom vorbi un pic după pauză. Pauză, te rog. PVC Tomplast. Ai 3 motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac, țac. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban.
De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. APA Vital are grijă de apa din municipiul Pașcani. De acum și orașul Pașcani va avea servicii de furnizare a apei la nivel european. Pentru a beneficia de serviciile APA Vital, formați asociații de locatari în blocuri și încheiați noile contracte prin asociațiile de locatari sau individual dacă nu locuiți la bloc. Informații la telefon 0232 969 sau pe site-ul APA Vital. APA Vital este parte din viața orașului Pașcani. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Cum vom putea noi să scăpăm de stilul ăsta și de cozile de topor, de stilul ăsta de asuprire economică, mă refer? Păi uite, chiar și în cartea asta a lui John Perkins, prin care el povestește cum națiunile ajung să fie înrobite, tot el găsește și o modalitate prin care omul poate să lupte împotriva înrobitorului și împotriva cozilor de topor al robitorului. Uite, spune așa, tot din Ecuador era vorba. Deci era vorba de oamenii care făceau cărămizi, erau cărămizile erau cumpărate forțat la un preț foarte mic de către ricos, de către cei bogați, și după aceea erau vândute. Da? Când oamenii s-au plâns, au ajuns să fie uciși. Accidente, uite, bă, nu mai fă, chestii din astea. Mafioți. Cum adică? Tu vrei să scapi de sclavie? Și când au văzut că oamenii erau speriați, au văzut că s-au adresat lui, el fiind reprezentantul unei firme externe, cum ar fi, da? La un moment dat el a pactizat cu oamenii. Nu mai reprezentat nici interesele marii corporații pe care o adusese în zonă, oricum, marea corporație lucra la un nivel mai înalt, și spune cum a făcut cu oamenii, cum i-a învățat să reușească să elimine pe cei ricos din lanțul economic și să-și poată face ei, oamenii, să-și facă viața mai bună. Într-o după amiază târziu m-am adresat comunității, spune. Le-am spus că trebuiau să acționeze. Trebuiau să facă orice ar fi fost nevoie, inclusiv să-și asume riscul de a fi uciși, pentru ca fiii și fiicele lor să prospere și să trăiască în pace. Când mi-am dat seama că trebuia să dau un impuls acelei comunități, a fost o mare lecție pentru mine. Am înțeles că oamenii înșiși colaborau la acea conspirație și că a-i convinge să acționeze era singura soluție. Și a funcționat. Cărămidarii au format o cooperativă. Fiecare familie a donat cărămizi, iar o cooperativă a folosit veniturile din vânzarea acelor cărămizi pentru a închiria un camion și un depozit în oraș. Rico s-au boicotat cooperativa, până când o misiune luterană din Norvegia a încheiat un contract cu cooperativa pentru toate cărămizile pentru o școală aflată în construcție, la un preț de aproape 5 ori mai mare decât cel pe care Ricos îl plătea cărămidarilor, dar la jumătate din prețul pe care Ricos îl cereau luteranilor care construiau școala. O situație din care câștiga toată lumea, în afară de Ricos. Ăștia au fost scoși, mafioții au fost scoși din rând. După care cooperativa s-a dezvoltat. La mai puțin un an după aceea, eu și Anne ne-am terminat misiunea în Peace Corps. Aveam 26 de ani și nu mai eram obiectul recrutării. Am devenit un agent economic, un asasin economic, AE. Când am intrat în rândurile lor, m-am convins că făceam ce era corect. Vietnamul de Sud căzuse în mâinile Vietnamului de Nord comunist, iar acum lumea era amenințată de Uniunea Sovietică și de China. Bun, el vorbește și la nivelul mare. Deci cam așa trebuie lucrat, prin asociere. Prin asociere. Decât
să ajungă tinerii noștri să fie sclavi în Occident. L-a pus pavele, l-a lucrat la ferme prin Occident pentru mai nimic, pentru că salariile alea, chiar dacă par mari acolo, cu plătiri de chirii, cu îmbolnăviri, cu tot ceea ce sunt acolo, cu cheltuielile de acolo, vin tinerii noștri cu mai nimic încoace. Este una cu cei care au plecat de acum 10-15 ani și au format un rost, este alta cu cei ce pleacă de astăzi. Dacă nu pleci cu o școală la îndemână, dacă nu pleci medic, asistentă medicală sau ceea ce plătesc ei bine acolo, calificat, nu ești nimic acolo. Ești sclav. Și pierzi câțiva ani din muncă acolo și nu aduni mare lucru și vezi că aici nu ai nimic și nici pensie nu ai acolo și nici nu ai nimic nici aici. Mai degrabă ar fi o soluție prin care să se facă mici gospodării ale noastre, mici întreprinderi ale noastre și asociate între ele. Pentru că tot ceea ce producem aici, Dumnezeu ne-a dat un pământ bun, tot ceea ce producem aici prin asociere, putem intra pe piața noastră și putem câștiga mult mai bine. De ce să aducem mere din Polonia? De ce să aducem ceapă și usturoi din Turcia sau din China? De ce să aducem tot ceea ce putem produce noi aici și la un preț mult mai mic? Nu suntem asociați între noi, să ne asociem între noi. Asta este o modalitate de scăpat de sclavie. Și este o modalitate prin care și celor ricos de la noi și marilor cozi de topor de la noi, care doresc robirea noastră, o putem rezolva altfel. Putem face chiar asociații ale oamenilor de diferite meserii, pentru ca să nu mai fim plătiți cu minimul pe economie, indiferent unde lucrăm. Să fie un sindicat puternic, indiferent că sindicatul este dintr-o firmă sau din mai multe firme, totul trebuie făcut prin asociere. Pentru ca nici patronul să nu ne plătească cu minimul pe economie și nici să fie cumva sabotată afacerea lui. Prin asociere, dragii mei. Și prin înțelegere și înțelepciune. Altfel nu putem. Altfel nu găsim decât o sclavie aici sau o sclavie în exterior, care tot sclavie este. Putem să facem totul prin asociere și prin muncă, bineînțeles, cu curaj. Nu va fi ușor, dar putem face. Mai gândiți-vă. Întrebați. Căutați. Soluții sunt. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!